Anul 2014 a fost unul foarte reușit pentru Paula Todoran, însă principala țintă a atletei de la CSM Zalău este participarea la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, programate în 2016. După câteva curse de verificare la care a luat startul la începutul acestui an, Paula Todoran a obținut primul rezultat notabil într-o competiție oficială în luna iulie, în proba de 10.000 de metri din cadrul Campionatului Național de Atletism, probă în care sportiva pregătită de Mirel Seișanu devenea vicecampioană națională. Rezultatele de excepție aveau să vină însă în ultima săptămână a lunii septembrie și în prima săptămână acestei luni. Atleta zălăoană a devenit campioană națională în luna septembrie la Campionatul Național de Semimaraton, iar în urmă cu mai puțin de o săptămână, Paula Todoran a cucerit titlul național la maraton, pe care l-a obținut ultima dată în 2012. Cunoscută ca o sportivă extrem de ambițioasă, Paula Todoran vizează să ajungă peste 2 ani chiar la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, ceea ce ar însemna o premieră pentru atleta de la CSM Zalău. Până la finalul anului este vorba de a continua pregătirea pe plan local. Gândul meu este de a pregăti maratonul pentru anul viitor. Poate că în luna februarie voi alerga o primă cursă unde îmi doresc să realizez un barem B de participare la Jocurile Olimpice. Paula Todoran a terminat cursa de maraton de duminică cu timpul de 2 ore 41 de minute și 23 de secunde, iar pentru a putea ajunge la Olimpiada din 2016, este nevoită să parcurgă cei 42 de kilometri și 195 de metri în doar 2 ore și 36 de minute.